sunt în război cu noi. Cătălin Țone, înțelegem de la INML că sunt șase, cel puțin șase substanțe pe care le consumase, un cocktail de droguri, așa cum e el cunoscut, da, primit de la dealeri. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Păi am avut odată la drug test, a fost cocaina, amfetamine și metamfetamine, sunt stimulante ale sistemului nervos central, droguri de mare risc, de cele mai periculoase. S-ar părea acum la INML că a ieșit și o benzodiazepină și de asemenea există posibilitatea să fie ieșit și tetrahidrocanabinol sau cannabis de la marihuana. Dacă vorbim despre combinația drog stimulant, cele trei, și cu drog depresurizant al sistemului nervos central, vorbim de un cocktail de tip speedball. Este foarte cunoscut, așa se numește pe stradă, sau plus minus. Este foarte cunoscut pe stradă, de curând o vedetă, la momentul respectiv am avut și o intervenție publică, o vedetă a spus că face un astfel de speedball, cocaine plus oxicodonă, să schimbase decât depresurizantul, sistemul nervos central, acum, dar stimulantul a rămas același, cocaină. Este foarte periculos, o dependență rapidă, se agață în creier, distorsiuni, halucinații, practic persoana nu mai este stăpână de propriile simțuri, psihoze puternice, stări de violență, este foarte, foarte periculos. Este, dacă vreți, zona de lux, zona care și-o permite, nu și-o permite oricine, pentru că vorbim de 100 de eurogramă de cocaină și vorbim de medicamente conținute, care în general costă puțin. Și așa cum spunea și domnul Damian, se deturnează cu ușurință din circuitul legal aceste benzodiazepine, barbiturice, analgezice și așa mai departe. Deci, practic, nu e nimic surprinzător la acest tânăr. Pentru că, să ne amintim, la 13 ani a fost prins cu cannabis și s-a dat o clasare pe lipsa vârstei de responsabilitate, pentru că nu avea încă 14 ani împliniți, a mai fost prins la 18 ani încă o dată și s-a dat acea renunțare la urmărire penală. Și am văzut un filmuleț postat acum câteva luni, el împreună cu iubita, expunea Xanax și vorbea despre oxicodonă, ca oxicodonă, iar domnișoara rula o bagnotă de 500 de euro, care, după părerea mea, după experiența mea profesională, se pregătea să prizeze fie cocaină, fie amfetamină. Deci, în viața acestui tânăr au fost cel puțin 7 tipuri de droguri cu probe, unele statuate și expertizate, cum ar fi, de exemplu, spre început, acea captură făcută la 13 ani și terminând cu raportul de toxicologie de la INML. Este clar, era un tânăr cuprins de droguri, cu siguranță este în sevraj, da. Un sevraj care poate fi parțial tratat în sistemul penitenciar, IPJ Constanța nu are această posibilitate, dar în sistemul penitenciar poate fi tratat, iar dacă nu poate fi tratat, atunci se va apela la o unitate specializată, la o clinică specializată, de fapt la o secție specializată dintr-o clinică, sub supraveghere și sub pază, pentru că are o lună, o lună jumate, două luni de tratament și luptă cu această polidependență instalată de când era copil.